we can live a heavenly life on this earth. Continuăm să ne gândim cum să trăim o viață cerească pe pământ. First of all, we, as I said, we must believe that that is God's will for everyone of us. În primul rând, trebuie să credem că aceasta este voia lui Dumnezeu pentru fiecare din noi. One of the tricks of the devil is to tell us that that's only for some people, not for you. Una dintre minciunile diavolului este că asta este doar pentru anumiți oameni, nu pentru tine. Vreau să vă arăt un verset care mi-a fost de un real folos de-a lungul anilor. Roman 2 cu 11. Un verset simplu. Înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere fața omului. Înseamnă că pentru Dumnezeu toți copiii lui sunt la fel. Uneori ne e greu să înțelegem acest lucru. Credem că Dumnezeu are niște copii favoriți. Probabil că anumiți bărbați pe care îi folosește mai mult, probabil că ei sunt mai favoriți în ochii lui. Și nu e adevărat. Înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere fața omului. Orice face Dumnezeu pentru un copil al lui, El e gata să facă și pentru tine. Dacă împlinești și tu aceleași condiții pe care El le împlinește. Deci Dumnezeu nu lucrează la fel pentru toți. Nu pentru că ar fi parțial, ci pentru că nu toți oamenii împlinesc aceleași condiții. De exemplu, dacă unul se smerește mai mult, primește mai mult har. Și dacă tu, ca și credincios, te smerești mai puțin, primești mai puțin har. And then you wonder why God has given more grace to that person. Și te miri de ce Dumnezeu dă mai mult har acelui om. It's not because he's partial. Nu pentru că Dumnezeu este parțial. It's because that person obeyed the law of God more than you did. Ci pentru că acea persoană a ascultat legea lui Dumnezeu mai mult decât tine. Or think of another law. Sau gândește-te la o altă lege. This is one law which I just mentioned. God gives grace to the humble. Tocmai am menționat una, că Dumnezeu dă har celor smeriți. Noi, cei care suntem aici, nu suntem la fel de smeriți. Tu decizi cât de mult vrei să te smerești. Și în funcție de decizia asta ta, vei primi har de la Dumnezeu. Este o altă lege care spune: facă-ți-se după credința ta. Noi toți primim anumite sume de la Dumnezeu, diferite sume, pentru că nu este potrivit voii lui Dumnezeu, ci datorită credinței tale. Like I said before, God wanted all 600,000 men who left Egypt to enter Canaan. Cum am zis înainte, că Dumnezeu a vrut ca toți cei 600.000 de bărbați care au ieșit în Egipt să intre în Canaan. Asta era dorința Domnului. Toți cei 600.000 să intre. Și când au ieșit din Egipt, toți cei 600.000 au vrut să intre. Dar când s-au apropiat de Canaan, numai doi au avut credință că pot intra. Și vedeți, doar doi au intrat. A fost asta pentru că Dumnezeu era un Dumnezeu parțial? Facă-ți-se după credința ta. Să presupunem că un bărbat are un temperament foarte vulcanic. Născut din nou. Și spune el: mânia asta așa, îmi face atâta rău. O moștenesc la părinții mei și am auzit că și bunicii mei erau renumiți pentru asta. Și am moștenit-o. E greu să scapi de ea. Îți spun acum, tu singur nu vei putea să scapi de ea. Pentru că te lași copleșit de ideea că acest uriaș numit mânie e mai mare decât Dumnezeu. Dar o altă persoană care e mai mânios și nervos decât tine, el capătă victoria asupra mâniei sale. De ce? Pentru că el crede că Dumnezeu e mai mare decât mânia lui. Deci se pune problema credinței tale. La fel, o persoană poate să aibă probleme cu pofta ochilor. Poate fi un bărbat căsătorit, unul de 40-50 de ani. Și el zice, eu am tot încercat. Și nu pot să am biruință asupra poftei ochilor. Eu nu pot să biruiesc pofta asta. Și să știi că nici în următorii 50 de ani nu va fi posibil pentru tine. Și când o să ai 100 de ani, tot o să poftești cu ochii tăi. Pentru că tu ai crezut că acea poftă ta e mai puternică decât Dumnezeu. Dar un alt om care a fost un rob al curviei, ăsta capătă biruință. Cum? Și e mai tânăr decât tine. Are 25 de ani și are biruință. Și are biruință înainte să se căsătorească. De ce? Poate dorința lui sexuală e mai slabă, nu e așa de puternică ca a mea, vei zice. Dar nu ăsta e motivul. El, tânărul, a crezut că Dumnezeu e mai puternic decât pofta ochilor lui. Noi ne place să inventăm tot felul de scuze pentru păcatele noastre. Și atâta timp cât vom inventa scuze pentru păcate, nu vom avea biruința asupra lui. Adam a găsit o scuză pentru păcatul său. A zis el, soția mi-a dat mărul sau fructul. Ce să fac? Și ce să fac eu, Doamne, dacă mi-ai dat așa o nevastă? Nu-i vina mea. Mi-ai dat așa o nevastă, asta e. Deci avem tendința să aruncăm vina pe alții. Și acesta este motivul principal pentru care mulți nu au biruință. Deci ce trebuie să spun? Să-mi asum vina, eu însumi. Și să cred că Dumnezeu e mai puternic decât problema mea, oricare ar fi ea. Și să mă smeresc. Când ne gândim la cer, sunt lucruri scrise în Biblie cum despre îngeri care au fost aruncați din rai și despre Iisus care s-a ridicat de pe pământ și a mers în cer. Asta e o lecție. Cum putem pierde o viață cerească? Cum a pierdut Lucifer, căpetenea îngerilor, raiul? Adineaur a menționat două păcate. Mânia, care duce la crimă, și pofta ochilor, care duce la curvie. Mulți oameni îmi pun următoarea întrebare. De ce tot insiști și vorbești despre aceste două păcate așa de mult? L-am întrebat, știi predica de pe munte? Știți că în predica de pe munte Domnul Iisus a vorbit despre iad de două ori? Doar de două ori. Și știți în ce context a vorbit despre iad în predica de pe munte? A spus, mânia te poate duce în iad și pofta ochilor te poate duce în iad. Sunt Singurele două păcate menționate de Iisus în predica de pe munte. Și de doar două ori a vorbit despre iad în predica de pe munte. Eu cred că iadul este un lucru foarte serios. Nu vreau să ajung acolo și nu vreau ca niciunul dintre voi să ajungă acolo. Și dacă Iisus a spus că mânia te duce în iad, eu vreau să-i avertizez pe oameni în sensul acesta. Dacă Domnul a spus că pofta ochilor te pot duce în iad, atunci eu vreau să-i avertizez pe oamenii. Și când îi ascult eu pe predicatorii zilelor noastre, cu greu aud câte o predică despre mândrie și pofta ochilor. Mânie și pofta ochilor. Dar eu predic despre aceste păcate în aproape fiecare predica mea. Și dacă cineva va zice, frate Zac, când nu o să ne mai predici despre mânie? Păi nu o să mai predici despre mânie când nu o să te mai mâni. Când o să te oprești să ne mai tot predici despre pofta ochilor? Când complet te-ai oprit din a pofti cu ochii. Dar eu trebuie să-i avertizez pe oameni în privința iadului. Uitați-vă în Matei 5 cu 22. Cei trei pași spre iad. Primul. Mânie în inima ta. Cine se mânie pe fratele său? Nu a spus, deci se mânie în inima lui. Nu trebuie să-ți manifesti mânia încă. Mânia ascunsă în inimă. Asta nu prea arată așa de rău. Dar e primul pas spre iad. Al doilea pas. Care se adresează fratelui său și îi spune un cuvânt care le rănește. Prostule. Deci al doilea pas, când își deschide gura și se adresează fratelui său. Apoi mai rămâne un singur pas. Încă nu este mulțumit cu cât și-a rănit fratele, vrea să-l mai rănească o dată. Ați văzut asta la oamenii nervoși, mâniori? Vin să zică ceva, apoi pleacă și simt că nu s-au vărsat tot veninul încă și se întorc și îți mai zic una. Asta spune Domnul Iisus. Și spune mai rău. Nebunule. Și ce se întâmplă apoi? E cuvântul Domnului Iisus. Spune că e pregătit pentru iad. Cei trei pași. 1, 2, 3. Crezi că diavolul vrea ca tu să știi asta? Crezi că diavolul vrea ca tu să știi cât de grav e păcatul mâniei? Sunt sigur că nu. Pentru că el își dorește așa de mult să stea o veșnicie cu tine. Te dorește o veșnicie cu el. Și știe că dacă nu cunoști acest verset, vei sta o veșnicie cu diavolul. Eu am luat acest verset foarte serios în viața mea. Eram un om tare mânios, exact ca voi. Dar când am citit cuvântul lui Dumnezeu, l-am crezut. Și am zis, Doamne, eu n-am să-mi petrec veșnicia cu diavolul. Ce vreau să o termin cu mânia complet. Și vreau să vă spun tuturor, luați-o în serios. Nu numiți mânia o slăbiciune. Dacă numești un păcat slăbiciune, în primul rând, sângele lui Iisus nu-l va curăți. Să presupunem că eu mă enervez, mă mâni. Și spun, Doamne, am slăbiciunea aceasta. Domnul va spune, Domnul Iisus va spune, îmi pare rău, sângele meu nu s-a vărsat pentru slăbiciune, ci pentru păcate. Spune-i mâniei păcat și am să-l curăț. Numește mânia slăbiciune și niciodată nu va fi curățat. Spune-i păcat. Păcat teribil. may get victory one day. Și vei primi într-o zi biruință. Call it a weakness. Spune slăbiciune. And you live with it all your life. Și toată viața ta vei trăi cu el. I tell people. Eu le zic oamenilor. Whenever you sin. Când păcătuiți. Call it by the worst name possible. Numește păcatul cu cel mai urât și cel mai rău nume posibil. When you get angry with somebody. Când te enervezi pe cineva. Say, Lord, I murdered that man. Spune, Doamne, eu l-am ucis pe acel om. Lord, I murdered him with my words. Doamne, l-am omorât cu cuvintele mele. I murdered my wife with my words. Mi-am omorât soția cu cuvintele mele. I murdered that person in my thoughts. Am omorât acel om în gândul meu. Because we know murder is serious. Pentru că știm că crima e serios, ceva serios. Anger is like murder. Și Iisus spunea că mânia este ca crima. See, there's a difference between the old covenant and the new covenant. Este o diferență între Vechiul și Noul legământ. Just like there's a difference between school and college. Așa cum e o diferență între școala primară și facultatea. In school, the examinations are not so tough. În școală, lucrările, examenele care se dau nu sunt așa de grele. In college, the examinations are tougher. Dar în facultate, examenele sunt mai dure. At school level, la nivelul școlii, the law was don't commit murder. Era legea care spunea să nu ucizi. College level. La nivelul de facultate, legea este nu te mânia. Aceasta e diferența între Vechiul și Noul legământ. Nu sunt cuvintele mele. Versetul 21. Ați auzit ce s-a zis în vechime. Să nu ucizi. Asta e Vechiul legământ. În 22. Dar eu vă spun că aduc un nou legământ. Și în nou legământ, dacă doar te mâni, vei merge în ea. În Vechiul legământ, dacă ucideai pe cineva, erai dus în judecată. În nou legământ, dacă te mâni doar, mergi în iad. Nu doar la tribunal. How is it we have not seen the seriousness of this sin, even though we have all read Matthew chapter 5? Cum se face că deși am citit Matei capitolul 5, nu ne-am dat seama de gravitatea păcatului? Because, like I often said, we read the Bible too fast. Pentru că așa cum v-am mai spus, citim Biblia prea repede. Sometimes, when you read a verse, you must see a stoplight. Uneori când citești un verset, poți să vezi lumina roșie a semaforului. Red light. Lumina roșie. Sau un semn de stop care spune zăbovește asupra acestui verset. Nu te grăbi să treci peste acest verset. Mie de multe ori v-am spus că mi s-a întâmplat. Când citesc ceva din Biblie sau îmi vine un verset în minte și nu pot să trec la următorul verset. Pentru că e un semafor, un semn. E roșu și Domnul îmi spune să mă opresc. Și să mă gândesc mai mult la el. Gândește-te, gândește-te, gândește-te. Și timpul pentru citi Biblia mi se încheie. A doua zi din nou deschid Biblia și la același verset. Și iar am lumina roșie. Gândește-te, gândește-te și cugete. Și a treia zi, tot la același verset rămân. Ai citit vreodată Biblia în felul ăsta și să zăbovești 3 zile la același verset? Așa devine cuvântul lui Dumnezeu o parte din mine. Altfel îmi intră doar în minte. Eu niciodată n-am calculat de câte ori am citit Biblia în viața mea. I-am auzit pe unii care se lăudau că au citit de 40 de ori Biblia în viață. Eu nu m-am înscris la concursul ăsta. Eu vreau ca Biblia să treacă prin mine. Vreau ca un verset ca acesta, un singur verset, să intre în mine și să devină parte din mine. Pentru asta trebuie să te oprești, să meditezi, să lași ca Duhul Sfânt să-l imprime în tine. See, I cannot have a heavenly life if I don't allow God's word to enter the deepest part of me. Nu pot să trăiesc o viață duhovnicească dacă nu permit cuvântul lui Dumnezeu să mă pătrundă până în cele mai adânci locuri. Turn to the end of the Sermon on the Mount. Deschideți la sfârșitul predicii de pe munte. Jesus told a story there. This is the last paragraph of the Sermon on the Mount, Matthew 7. În Matei 7, la sfârșit, ultimul paragraf al predicii de pe munte. He said about two men who built houses. Spune despre doi oameni care și-au zidit case. Verse 24 to 27. La 24 la 26. A house is first of all a picture of my life. În primul rând, casa este o imagine a vieții mele. Secondly, it's a picture of my family, my home. În al doilea rând, este o imagine a familiei mele, al căminului meu. And third, it's a picture of my church. Și în al treilea rând, casa este imaginea bisericii. Please remember that. Țineți minte asta, vă rog. This is a house is a picture of your life first. Casa este în primul rând imaginea vieții tale. And your home. Și apoi a casei tale. And your church. Și a bisericii tale. And all these three can either be built on sand or on the rock. Și toate astea trei pot fi zidite fie pe stâncă, fie pe nisip. Some people, their lives are built on sand. Viețile unor oameni sunt zidite pe nisip. You know, shake. Așa tremură. Some small wind. Cum bate un vânt ușor? Is your life like that? Așa e oare și viața ta? Some little trial. O încercare cât de mică. Ai auzit că cineva te-a vorbit de rău pe la spate. Deja ești tulburat, tremuri. Tu ești pe nisip. Să știți că așa am fost și eu la începutul vieții de credință. Și am zis într-o zi, nu mai vreau să fiu așa. Când auzeam oamenii că vorbeau de rău de mine, sau scriau ceva împotriva mea, mă deranja rău. Și Domnul mi-a zis, vreau să te aduc să ai o viață așa de stabilă, că lumea întreagă, dacă va vorbi împotriva ta, tu să nu te cutremuri. Nici măcar să nu-ți mai pese de ce spun ei. In the olden days, when somebody told me, you know, Brother Zac, somebody's written this in some magazine against you. Cu mulți ani în urmă, că cineva îmi spune, uite, frate Zac, cineva a scris în ziar rău de tine. And that's happened many, many times. Și asta s-a întâmplat de foarte multe ori. I'd say, yeah, I want to read it. What did they write? Și imediat îi spuneam, ia să vedem ce a scris. Now it's happened so many times. Acum se întâmplă și mai des că scriu un ziar de mine. Și când unul îmi spune, vezi, chiar ai apărut în ziar? Eu le spun, eu n-am timp să citesc Biblia cât aș vrea, și eu am timp de citit ziare? Și nici măcar mă mai interesează. Așa m-a zidit pe mine Domnul de la nisip acum pe stâncă. Spune că nici măcar în inima ta nu trebuie să fie o tulburare. Așa cum o pană nu trebuie să se miște. Când auzi oamenii vorbind rău, urât de tine. Am trecut de acest examen, de această clasă. Și Domnul m-a dus la un nivel mai înalt. Acum, este un alt examen. Când oamenii te laudă, trebuie să ai grijă să nu fie nicio așa o mișcare în inima ta. Asta e un pic mai greu. Cineva zice un lucru frumos și deja în inimă începi să te gândești la el. Sau vrei să afli ceea ce a zis exact. Ce a plăcut la mine, ce a scris în ziar de bine de mine. Domnul mi-a zis, vreau să te fac un creștin stabil. Și să-ți dai seama că părerile oamenilor nu sunt bune de nimic. Dacă 10.000 de oameni te numesc proroc, tu nu ești proroc. Dacă 10.000 de oameni îți vor spune diavolul, tu nu ești un diavol. Domnul mi-a spus așa, doar părerea mea despre tine contează. Când vei înțelege și tu asta, vei ajunge un om stabil. Asta e doar o parte. De asemenea, viața noastră poate fi zguduită de încercări, probleme financiare, boli, Și începi să te gândești. Is this a serious sickness? Will I die soon? Oare boala asta e așa de gravă? Voi muri? Or this financial difficulty, what will happen now? Ce se va întâmpla acum cu problema asta a banilor? Cum o să mai am grijă de copiii mei? All because toate astea pentru că I think my heavenly Father's not caring for me. Pentru că mă gândesc că Tatăl meu din cer nu-i mai pasă de mine. Or perhaps, sau poate God is dead. Dumnezeu e mort. You know, there are people who talk about God is dead. Știți că sunt oameni care spun că Dumnezeu e mort. But many believers live like that. Dar mulți creștini trăiesc așa. As if their God is dead. Ca și cum Domnul lor ar fi mort. He doesn't care for you now. Și nu-i mai pasă de ei. You have some terrific financial difficulty or some terrific sickness. God doesn't care for you. Când ajungi într-o situație financiară groaznică sau într-o boală gravă, spui, Dumnezeu nu mă mai ascultă, Dumnezeu nu-mi pasă. You see in 1 Kings chapter 19. În 1 Împărați 19. 18. 1 Kings 18. În Împărați 18. We read about the prophets of Baal praying. Citim despre prorocii lui Baal care s-au rugat. Verse 26. În 26. They prayed at least 3 or 4 hours. Ei s-au rugat vreo 3 ore. Morning till noon. De dimineață până la prânz. Oh, Baal, answer us. Baal, auzi-ne. No voice, no answer. Dar nu s-a auzit niciun glas, niciun răspuns. You may not say Baal. Tu poate nu zici Baal. Oh, Jesus, answer us. Tu spui, Doamne Iisuse, ascultă-ne. Și nu primești niciun răspuns. Niciun răspuns, nici un glas. They get excited. Apoi ei s-au jumped on the altar and danced. Săreau împrejurul altarului și dansau. Some Christian meetings like that. Și așa sunt unele biserici, dansează. I've seen some Christian meetings like that. Am văzut și creștini ăștia care sar și dansează și țipă în biserică. It doesn't impress me. Dar nu mă impresionează pe mine deloc. Elijah was not impressed. Nici pe Ilie nu l-a impresionat de toate aceste țipete, sărituri și it's not jumping and shouting and making a lot of noise. Nu țipetele, dansurile și mult zgomot le impresionează pe Dumnezeu. Întrebarea se pune, a coborât focul peste viața ta? Dacă nu, nu mă impresionează deloc atitudinile tale de dans și de țipat și de... Dar așa au făcut prorocii lui Baal. Și la prânz, Ilie și-a bătut joc de ei. Call out louder. Strigați mai tare. Call out louder. Maybe he's become a little deaf, your God. Poate strigați mai tare, poate a surzit puțin Dumnezeu vostru. Or he's busy with something else. Sau poate e ocupat cu altele. Or he's gone to the toilet, perhaps. Sau poate a mers la toaletă. Whitley comes out. Sau poate and or he's gone on a journey. Sau poate este într-o călătorie. Or maybe he's asleep. Sau poate doarme. Are your prayers like that? Oare așa te rogi tu? Ca oamenii, care se uită la tine să zică Dumnezeu tău nu-ți răspunde. Dumnezeu tău nu e mai bun decât Baalul de altă dată. Oare oamenii trebuie să-și bate joc de noi când ne rugăm lui Iisus? Țipă mai tare, nu te aude Iisus. Poate e ocupat. Maybe your Jesus has gone on a journey. Poate Iisus al tău s-a dus într-o călătorie. Maybe your Jesus is fast asleep. Wake him up. Poate doarme greu, trezește-l. Ours is the living God. We have a living God. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu viu. Our God is not like Baal. Dumnezeul nostru nu este un Baal. And if we believe that, we'll never be shaken. Și dacă credem asta, nu vom fi zguduiți niciodată. We will believe that no matter what trial we go through. Și vom crede că prin orice încercăm vom trece. Our Father knows every detail of what's happening to us. Tatăl nostru cunoaște toate detaliile vieții noastre. You know, Jesus spoke about the hair on our head being numbered. Iisus spunea că până și perii capului ne sunt numărați. Why did he speak about that? Dar de ce vorbea despre păr? Because that is the most insignificant thing that can ever happen in our life. Pentru că acesta este cel mai neînsemnat lucru care ni se poate întâmpla în viață. Sometimes you wake up in the morning and there's one hair on your pillow. Uneori te trezești dimineața și ai un fir de păr pe perină. You get worried the whole day about that? Și te îngrijorezi oare toată ziua de firul ăla de păr? Even I don't get worried. Nici măcar eu nu mă îngrijorez. It's okay. Nu-i nimic. Even if I find 5 hairs. Chiar dacă văd 5, nu fac probleme. Not even for 1 second. Nici măcar o secundă. It is the most unimportant thing that can ever happen in your life. Este cel mai mic lucru care ți se poate, cel mai lipsit de importanță care ți se poate întâmpla în viață. And Jesus took that most unimportant thing. Și Isus a luat acest lucru lipsit de importanță total și a spus: Your Father knows about that. Tatăl vostru până și asta cunoaște. I believe that. Și eu cred asta. If I wake up in the morning and I find 1 hair on my pillow. Dacă mă trezesc dimineața și văd un fir de păr pe perină. My father says at 2:35 this morning that hair fell off. Tatăl știe că la ora 2:35 azi noapte firul de păr mi-a căzut din cap. I didn't know that. Eu habar n-aveam. Știți? I'm not joking. It is, I believe it with all my heart. Și nu glumesc. Eu cred asta cu toată inima mea. And if you believe it with all your heart, I tell you, your life will become stable. Și dacă vei crede asta cu toată inima ta, viața ta va deveni stabilă. Sometimes in my life something has happened which I never expected. Uneori în viața mi s-au întâmplat lucruri pe care nu le așteptam. Some evil that other people try to do. Un rău al altor oameni a venit peste mine. I get a shock. Și n-am fost șocat. I never expected that. Niciodată nu așteptam așa ceva. Sau niște am primit niște vești rele. Am aflat deodată cum un copil a avut un accident. That can happen to believers also. Și asta se poate întâmpla și ție ca și creștin. And I say, Lord, și eu am spus, Doamne, I never thought this would happen today. Nu m-am gândit că astăzi mi se va întâmpla asta. But you knew it many years ago. Dar tu cu mulți ani în urmă știai deja ce s-a întâmplat. Before I was born, înainte ca eu să mă nasc. You knew that this thing is going to happen to my son on certain. Tu știai că acest lucru se va întâmpla fiului meu astăzi. So even though it took me by surprise. Deci chiar dacă pe mine m-a luat prin surprindere evenimentul. I praise you. It didn't take you by surprise. Eu te laud, Tată, că pe tine nu te-a luat prin surprindere. Even if somebody schemed to hurt me. Și chiar dacă cineva dorește să îmi facă rău. You saw it even when he was planning it. Tu, Doamne, știai acest lucru chiar atunci când plănuia să-mi facă rău. And he's a servant of the devil. Și el este un slujitor al diavolului. I'm a child of God. Eu, un copil al lui Dumnezeu. I'm sure you've made some plan to take care of. Și sunt sigur că faci tu cumva, Doamne, să ai grijă de mine. Either to protect me from this evil. Eu vreau ca tu să mă protejezi acest rău. Or to make this evil work for my good. Sau să permit acestui rău să vină în viața mea și să lucreze spre binele meu. Either way is okay with me. Cum vrei tu, Doamne, e bine pentru mine. If you think protecting me from the evil is the best thing. Fie că te gândești să mă scutești de acest rău. I'm happy. Sunt fericit. If you think the evil should come upon me so that some greater good comes to me, I'm happy with that. Și dacă permiți ca acelui rău să vină peste mine ca un lucru bun să mi se întâmple din asta, și așa să mulțumesc. But I will not shake. Dar eu nu voi tremura. You shake when you believe God is dead. Tremuri atunci când crezi că Dumnezeul tău e mort. Or your God has gone on a journey. Sau că Dumnezeul tău undeva într-o călătorie. Or your God is asleep and you're to shout and shout, otherwise he won't wake up. Sau doarme și trebuie să țipi la el să se trezească. Tell me honestly. Spune-mi sincer. Does your life shake? Viața ta cam tremură. Let's turn back to Matthew 7. Să ne întoarcem la Matei 7. Jesus said about a house built on a rock. Iisus a spus despre casa zidită pe stâncă. It could be our life, it could be our home. Poate fi viața noastră sau casa noastră. God gives us homes. Dumnezeu ne dă case. And cămine. Our home shouldn't shake either. Și căminul nostru n-ar trebui să fie zguduit. I believe that. Cred. You must believe it. Și voi trebuie să credeți. Lord, my home will be built on the rock. Doamne, casa mea va fi zidită pe stâncă. Și n-am să permit niciun lucru să zguduie casa mea. Chiar dacă diavolul va trimite o furtună, casa mea va rămâne în picioare. Copiii mei vor sta în picioare. Soția mea. Pentru că Dumnezeu e de partea noastră. Și nu va permite ca casa mea să cadă. According to your faith, be it unto you. Facă-ți-se după credință. And the third I said is the church. Și în al treilea lucru, biserica. The devil attacks the church in so many ways. Diavolul atacă biserica în atâtea moduri. You can never make a church, build a church where everybody is wholehearted. Niciodată nu poți să ai o biserică în care toți membrii să fie dedicați cu toată inima. I've never seen a church like that. N-am văzut nicio biserică așa. There is no perfect church on earth. Nu există biserică perfectă pe pământ. Because all of us are imperfect. Pentru că noi toți suntem imperfecți. We've all got some little bit of imperfection. Fiecare dintre noi are o anumită măsură de imperfecțiune în el. I know I have. Știu că și eu am, sigur. So I'm sure all of you have. Și sunt sigur că și voi aveți. But even though we are imperfect, dar deși nu suntem perfecți, God can make us, put us together and make a church that will not shake. Dumnezeu totuși ne poate uni și face din noi o biserică care să nu tremure. And that depends on the leadership of the church. Și asta depinde în primul rând de conducerea bisericii. You know, people sometimes ask me in India. Uneori oamenii mă întreabă în India: frate Zac, dar sunt atâtea biserici, ce te mai apucați și tu să faci o biserică? Care e diferența dintre biserica ta și alte biserici? Bine, în primul rând am să spun în ce domenii biserica noastră nu se diferențiază de alte biserici. Nu suntem perfecți, exact ca și celelalte biserici. We have got hypocrites in our church. Avem și noi în biserica noastră farisei, ca și în celelalte biserici. Yeah, I'll be honest. We've got hypocrites. Da, sunt sincer, avem ipocriții noștri, asta e. We don't kick them out. Și nu-i dăm afară. Îi avertizăm numai. If they don't change. Dar dacă nu se schimbă. And then we've got spiritual babies in our church, just like other churches. Apoi avem creștini care sunt coprunci spirituali, exact ca și în alte biserici. And babies can behave in a very immature way. Și pruncii ăștia se pot comporta în moduri foarte ciudate uneori. And in a growing church, just like in a growing family, there will always be babies. Și într-o biserică în creștere, exact ca și într-o familie care crește, sunt copii care cresc. We love babies in the family and we love babies in the church. Așa cum iubim bebelașii în familie, iubim și în biserică. But I said, here is the area where we are different. Dar iată în ce părți suntem noi ca biserică diferiți. For most churches, pentru cele mai multe biserici, their important day is Sunday. Ziua cea mai importantă este duminică. For us, pentru noi, the important day is Monday. Ziua cea mai importantă e lunea. And Tuesday. Și marțea. And Wednesday. Și miercurea. And Thursday. Și joia. And Friday. Și vinerea. And Saturday. Și sâmbăta. And Sunday afternoon. Și duminica după masă. When you're not in church. Când nu avem biserică, când nu avem numai dimineața. When you're in your home, când ești acasă, and in your work, sau la lucru. That is much more important for us than how did the Sunday morning meeting go. Asta e mai important pentru noi decât să știm cum a fost la biserică duminică dimineața. Supposing all the music was bad one Sunday morning. Să presupunem că într-o duminică dimineața muzica a fost dezastroasă. Muzica a fost dezastroasă. Songs were out of tune. N-a sunat bine tobele. Musically minded people were all disturbed. Și oamenii stulburați în biserică din cauza muzicii. I say it doesn't matter. Și spun, nu contează. If you live well this afternoon, you're okay. Dacă după masă, după biserică, o să trăiești bine. Dacă mâine o să trăiești bine, e în regulă. That happened once in our church. Asta s-a întâmplat o dată în biserica noastră. You know, we're not very musical. Știți, noi nu suntem foarte buni muzicieni. One day a couple of instruments were not playing together in our church. Dar într-o zi nici cum nu se puteau înțelege instrumentele între ele în biserică. Și am fost tare deranjat. Și Domnul mi-a spus imediat: I am not disturbed. Pe mine nu mă deranjează. Oh. That's wonderful. Minunat. I said, God is not disturbed when all the musical instruments are not playing well. Dumnezeu nu deranjează că instrumentele nu se înțeleg între ele? The Lord said, I'm disturbed because there's a husband and wife here who are not playing together. Domnul mi-a zis, pe mine mă deranjează că e un soț și o soție aici care nu prea se înțeleg. And there are two brothers here who are not playing the same tune. Și doi frați care nu prea cântă pe aceeași gamă. And two sisters here who want to play different tunes. Și două surori care cântă pe două game diferite. Asta mă deranjează. Don't talk to each other. Și nu vorbesc una cu alta. I prayed a prayer many years ago. Am făcut o rugăciune cu mai mulți ani în urmă. Lord, from today. Doamne, de astăzi. Anything that does not disturb you will not disturb me. Nimic din ce nu te va deranja pe tine nu mă va deranja nici pe mine. Anything that disturbs you will disturb me. Orice te va deranja pe tine și pe mine mă va deranja. That is a heavenly life. Asta este o viață duhovnicească. When we are earthly, când suntem firești, quality of the music is important. Ne interesează mult calitatea muzicii. When we are heavenly, când suntem duhovnicești, the quality of relationships between people is more important than the music. Calitatea relațiilor dintre oameni e mai importantă decât calitatea muzicii. And I'll tell you honestly. Și vă spun foarte sincer. I don't care one bit about how good the music is in our church. Nu mă interesează deloc cât e de bună muzica în biserică. We try to do our best. Încercăm și noi cât putem. But I know we cannot compete with the worldly people because they are much better in their music. Niciodată nu ne putem compara cu cântăreții din lume care sunt profesioniști. I'm not in any competition. Dar eu nu sunt în competiția asta, în concursul ăsta. I want to make sure that relationships are perfect. Eu vreau să mă asigur că relațiile dintre oameni sunt perfecte. Because I know that's the most important thing in heaven. Pentru că știu că asta contează cel mai mult în cer. Like the relationship between Father, Son and Holy Spirit. Exact ca și cum relația între Tată, Fiul și Duh Sfânt. That's how we are supposed to have it. Așa trebuie să fim și noi. What is it that disturbs you? Pe tine ce te deranjează? You know, for example, de exemplu, I used to be disturbed because people came late for the meeting on Sunday. Pe mine mă deranja mult că oamenii întârziau duminică dimineața. It's always good to come to the meeting on time. And? It's good to come to the meeting. E bine să venim la timp la biserică. But in India, people come late. În India oamenii întârziau. It's just become a habit for many people. Și pentru mulți a ajuns o deprindere asta. Maybe it's because in the old days they didn't have watches and used to go by the sun. Poate pentru că mai de mult când oamenii n-aveau ceasuri, veneau după cum răsărea soarele. In the villages and all it's like. La sate încă se mai întâmplă asta. But I found in the villages people come on time. Dar am descoperit eu un lucru interesant, că la sate oamenii vin la timp. Even though many of them are walking many kilometers. Deși mulți vin pe jos kilometri întregi. But in the cities, dar în orașe, oamenii se lenevesc. Și am descoperit că nu ajung la timp la biserică. Și casa mea a început să se tulbure așa, când am văzut că nu vin frații la timp. Și am zis, nu trebuie să tremur acum, trebuie să fiu stabil. Și Domnul m-a învățat două lucruri. În primul rând, tu, Zac, ai fost în armată, de-aia ești tu așa de obișnuit cu punctualitatea. Nu că ești tu așa de spiritual, ci pentru că ai fost în armată, ești ofițer. Oamenii ăștia nu au fost în armată ca tine. Asta a fost una. Al doilea lucru, if you are my servant, you are also a servant of all my people. Dacă ești un slujitor al meu, ești și un slujitor al poporului meu. Asta e un cuvânt tare. Dacă ești slujitorul meu, zice Domnul, ești și robul poporului meu. They are the masters, you are the servant. Ei sunt stăpânii, tu ești slujitorul. So the servant must always get the breakfast ready on time. Deci slujitorul întotdeauna trebuie să pregătească micul dejun la timp. The masters can come whenever they like. Când stăpânii vin, când vor ei. That's up to them. Depinde de ei. That brought my heart to rest. Și asta m-a adus liniște în inima mea. I said, Lord, our Sunday morning breakfast starts at 9:30 in this church service. La noi la biserică dimineața la 9:30 e gata micul dejun. I want to have everything ready on time. Eu o să fiu pregătit la timp. But the kings and queens, dar regii și reginele, they can come whenever they like. Pot să vin când vor măriile lor. So that brought my heart to rest. Și așa m-am liniștit de tot. I realized when I stand up as an elder in the church, I'm a servant. Și mi-am dat seama că atunci când mă ridic în biserică ca și pastor sau prezbiter, eu sunt un slujitor. Și toți ceilalți în fața mea erau regi și regine. Și slujitorul trebuie să fie la timp. Regii și reginele cu jumătate de oră mai târziu sunt în vor. Atunci Domnul mi-a zis, într-o zi, se poate că acești regi și regine să ajungă și ei slujitori. Și atunci o să vină și ei la timp. Până atunci, ai răbdare. E foarte greu pentru regi și regine să se facă slujitori. Știți, sunt multe lucruri care ne deranjează. Dar uneori se putea să ai un motiv întemeiat ca să întârzi la biserică. Poate ai avut o pană la mașină sau copilașul a vrut să meargă la toaletă chiar înainte să pleci. Știți cât e de greu să îmbraci copiii dimineața? Deci nu întotdeauna oamenii întârziau că vroiau. Putea interveni ceva care să amâne plecarea lor. Ceva neașteptat. Ceva se întâmplă chiar în minutul în care trebuie să pleci. Deci Domnul mi-a zis să nu-i judec pe alți oameni. Și celălalt lucru, le-am zis oamenilor să presupunem că întârziați. Nu vă mâniați pe nevasta acasă. Nu striga la ea, hai, nu mai stai că întârziem. Și 5 minute vă certați și apoi vii la biserică și spui, Doamne, te măresc. Asta e ipocrizie. Nu vă mâniați. Întârziați 10 minute. E mai bine să vii cu inimă în pace întârziați 10 minute decât să vii tulburat așa și agitat la timp. Sunteți de acord cu mine sau nu? Nu e mai bine să vii în pace la biserică 10 minute mai târziu decât să vii agitat pe nevastă la timp? Trebuie să fim înțelepți. Lucrurile care îl deranjează pe Dumnezeu să ne deranjeze și pe noi. Și vă spun eu că nu îl deranjează pe Dumnezeu așa de tare dacă întârzi 5 minute la biserică. Dar îl deranjează pe Domnul dacă te cerți acasă cu soția sau copiii. Ce vreau să zic, când ajungem duhovnicești, privim totul în acest punct de vedere al cerului. Și ne dăm seama că a fi agitați este mult mai rău decât a întârzia 10 minute. Sunt multe asemenea lucruri în care Dumnezeu ne schimbă felul de gândire și ne ajută să gândim cum gândește El. Și ajungem deranjați de lucrurile care deranjează pe El. Și nu mai suntem deranjați de cel ce nu deranjează pe El. Și ăsta e motivul pentru care Dumnezeu ne dă Duhul Sfânt. 1 Corinteni 2 găsim. Un verset minunat. It says here in verse 11, 1 Corinthians 2 verse 11. Who among men knows the thoughts of a man except the spirit of the man which is in him? În original spune, cine dintre oameni cunoaște gândurile omului afară de Duhul omului care este în el? See, your thoughts. The thoughts in your mind. Deci gândurile omului care sunt în mintea lui, even your wife can't hear those thoughts. Nici măcar nevasta ta nu-ți cunoaște gândurile. Even if she's lived with you for 50 years. Chiar dacă a trăit alături de tine 50 de ani. Thoughts are the most private part of our life. Gândurile sunt cea mai ascunsă parte a vieții noastre. Nobody knows. Nimeni nu le știe. Only you know. Numai tu le cunoști. And you will share all your thoughts only with somebody you love very much. Și îți vei împărți gândurile tale doar cu o persoană pe care o iubești foarte mult. And only with somebody you have 100% confidence in. Sau cu o persoană în care ai încredere 100%. Many husbands would hesitate to share all their thoughts even with their wife. Mulți soți ezită să împărtășească gândurile cu soțiile lor. They share 75% but keep 25% back. Le împărtășesc vreo 75%, dar 25% și le țin pentru ei. If you share all your thoughts with somebody. Dacă îți spui toate gândurile tale cuiva. You love that person tremendously. Asta înseamnă că iubești acea persoană într-un mod deosebit. That's right. Așa e. Now listen to this. Acum ascultați la asta. It says only the Holy Spirit knows the thoughts of God. Spune că doar Duhul Sfânt cunoaște gândurile lui Dumnezeu. Just like only I know my own thoughts. Exact cum doar eu îmi cunosc gândurile mele. Doar Duhul Sfânt cunoaște gândurile lui Dumnezeu. But he gives them to us. Dar ne le dă nouă. See verse 11? Deci în 11, ultima parte. The thoughts of God no one knows except the Holy Spirit. Nimeni nu cunoaște gândurile, deci nu lucrurile lui Dumnezeu, afară de Duhul lui Dumnezeu. But what does God do? Dar ce face Dumnezeu? În 12 scrie. God has given us His Spirit so that we can know all His thoughts. Dumnezeu ne-a dat Duhul Lui ca noi să cunoaștem gândurile Lui toate. Boy, I say, Lord, you love me so much. Doamne, tu așa de mult mă iubești? That you're willing to tell me all your thoughts. Încât ești gata să-mi spui toate gândurile tale? I will never tell all my thoughts to someone unless I love him very much. Eu unul n-am să împărtășesc gândurile mele toate doar dacă iubesc foarte mult o persoană. Sau am încredere totală în el. You ask yourself. Întreabă-te. Tu ai spune tot ce ai în capul tău unei alte persoane? Ai spune doar o parte, puțin. Dar totul? Doar dacă iubești acea persoană total și ai încredere totală în el. Faptul că Dumnezeu îmi dă Duhul Său cel Sfânt. Astfel pot să cunosc toate gândurile lui Dumnezeu. Și asta mă asigură de dragostea lui Dumnezeu pentru mine. Și gândurile lui sunt gânduri cerești. Și dacă eu îmi deschid întreaga minte și inimă la Duhul Sfânt, zicând, Doamne, vino și ia în stăpânire toate părțile trupului meu, știi ce se va întâmpla? Încetul cu încetul, fiecare gând al meu va fi unul duhovnicesc, ceresc. Și lucrurile de pe pământ nu mă vor mai izgudui. De aceea trebuie să ne deschidem ființa noastră lui Dumnezeu. Și când deschidem cuvântul, când citim cuvântul, nu-l citiți în grabă. E scris de Duhul Sfânt. Citiți-l încet. Și permiteți să vă schimbe modul de gândire. Să ne rugăm. Tată Ceresc, ajută-ne, te rog, să primim tot ceea ce Tu ai pentru noi. Și nu permite diavolului să fure nimic. Ne rugăm în numele Domnului Iisus. Amin.